Două persoane din comuna Putineiu, județul Giurgiu, au crezut că vor face o afacere profitabilă din cultura de cannabis. Însă elanul le-a fost luat de ofițerii DIICOT, care i-au prins în flagrant în timp ce încercau să mute cu ajutorul unui autoturism ustensilele folosite la cultivarea plantelor de cannabis: lămpi de iluminat, saș cu pământ pentru plante, ghivece goale și mai multe folii reflectorizante. Suspecții vreau să mute bunurile într-o altă locație, diferită de cea unde aveau cultura de cannabis. Plantele au fost sădite în urmă cu aproximativ 2 luni în veciul unei case din comuna Putineiu. Procurorul din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Giurgiu, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu, au reușit prinderea în flagrant a 2 persoane ce aveau în preocupare cultivarea și exploatarea unei culturi indoor de cannabis și înființat pe raza comunei Putineiu din județul Giurgiu. În baza unei autorizații emise de Tribunalul Giurgiu a fost efectuată o percheziție la domiciliul persoanei care găzduia în curtea ei cultura de cannabis a celor 2 bărbați. S-a dus dracu! Poliția! Unde? Unde? Vede verdeață? Da. În urma cercetărilor au fost descoperite 15 plante de cannabis ajunse la maturitate, precum și 5 grame de cannabis format din inflorescențe și frunze. Totodată au fost descoperite și ridicate echipamentele folosite la exploatarea culturii de cannabis, precum și un ghiveci în care erau plantate 25 de plante. Cei 2 suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, iar împotriva lor s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri. În prezent, aceștia sunt obligați prin lege să nu părăsească localitatea până la finalizarea cercetărilor.